De o pregătire care poate să-i descurajeze pe majoritatea tinerilor medici. E nevoie la momentul actual de a fi absolvent de medicină și numai de medicină la bază, dar de a face ulterior și stomatologia, astfel încât în momentul în care la rezidențiat alegi chirurgia maxilofacială, trebuie să ai terminate ambele facultăți. Este foarte mult, medicina are 6 ani, stomatologia are tot 6. Ca a doua facultate vor fi făcuți cam 4 ani plus niște echivalări, 2 ani se echivalează. Este, după părerea mea, o regulă, e o regulă europeană, o regulă care nu poate decât să descurajeze foarte mulți tineri să aleagă această specialitate. Ce observăm noi este că deja sunt state, printre care și statul român, care își fac reguli pentru a evita acest acces extrem de dificil. Iată că acum avem o nouă specialitate, ea se numește SMF în loc de OMF. Va să zic că în loc de o chirurgie orală și maxilofacială a apărut chirurgia stomatologică și maxilofacială, care se poate accesa doar din stomatologie. Stomatologia terminată și 5 ani de rezidențiat.